Dacă câștigi premiul, ce mare ce faci cu banii? Aș plăti operația lui tatăl meu. Dar ce, ce problemă are? Păi, nu vede foarte bine. La un ochi are minus 12 și la unul minus 13. Da. Deci are ochelarii fund de sticlă, cum ar exact, veni. Exact, exact. Cunosc ochelarii, eu un doctor oftalmolog foarte bun și vorbesc eu cu el. Poate l-ajutăm pe tati să vadă mai repede decât până câștigi premiul. Zis și făcut. După doar câteva zile, tatăl Dorei a primit una dintre cele mai bune vești din viața lui. În scurt timp urmează să vadă din nou. Era vizibil emoționat pentru că visul pe care până de curând nici nu avea curaj să-l viseze, urma să-i se îndeplinească. Nu o să mai fie nevoie să poarte ochelari de vedere și nu va mai fi nevoit să facă rost de bani pentru intervenție. Cu ajutorul lui Măruță, tatăl Dorei a pășit cu emoții în clinica de oftalmologie pentru prima operație. Prima intervenție a fost la Târgu Mureș. Dora, pe tine toată țara te știe, pentru că te-a văzut la România au talent, cât ești de talentată și de minunată. Însă astăzi îl cunoaștem și pe tati, pe care astăzi îl însoțești la... operație. Bună ziua! Bună ziua! Cum sunteți? Păi acum ne pregătim de operație. Mai avem câteva minute și urmează operația la un ochi. Da. Apoi mâine mergem la cel de-al doilea. Da. Dora, ai emoții pentru tati? Da, am emoții. Tati, să nu-ți fie frică, că o să fie bine. În primul rând îi mulțumesc la domnul Măruță că m-a ajutat. Cu mare drag, oricând suntem aici, pentru că, în primul rând, pentru cât de minunată este Dora și pentru că câtă veselie emană în jurul ei. Nu, Dora? Ba da. V-am văzut mai devreme cu lacrimi în ochi, alături de Dora. Păi da, că deci un copil să ajute părintele, nu părintele pe un copil, e foarte mare lucru. Noi vă urăm succes, vă ținem pumnii și ne vedem după operație. Doamne ajută să fie cu bine. Bine ați venit din nou la noi. Astăzi, deja în ziua operației, facem primul ochi, ochiul drept. Operația de schimbare de cristalin este 3 minute. Eu am experiență, durează puțin, nu doare. Ne vedem imediat în sala de operație. Așa să stați cât puteți, totul e perfect, excelent, foarte bine. Acum punem cristalinul în ochi printr-un dispozitiv special. Este un cristalin care se desface în ochi. Dora, să știi că tati a ieșit din operație. Da? Da. Da. Ești curioasă cum s-a descurcat? Dacă a fost cu minte? Da. Să știi că a fost foarte cu minte și foarte curajos. Da. 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 Te-ai gândit la el? Da. I-ai trimis toate gândurile tale bune să fie bine? Da. Să știi că a funcționat. Îi dai un pupic lui tati că a fost curajos că... și să-i spui că a fost curajos, că așa ai auzit, că ți-am povestit eu cât a fost curajos. Dai? Da. Ai avut emoții? Un picuț, să fiu sinceră. Poftim? Un pic. Ai avut, așa? Da. Uite, am fost acolo la ușă și ce-am pândit de acolo din gaurica aia unde e cheia. A doua zi, Dora și tatăl ei au mers la Cluj pentru a doua intervenție. Cei doi s-au trezit dis de dimineață pentru o nouă întâlnire cu doctorul Holhoș. Chiar dacă a avut parte de o noapte complicată, cu dureri, insomnii și cu multe emoții, tatăl Dorei a trecut mai ușor peste toate greutățile, fiind încurajat permanent de fiica lui. După ce i s-a făcut controlul la ochiul operat cu o zi înainte, tatăl Dorei a intrat din nou în sală pentru o nouă intervenție. Aici doar se aspiră ușor, nu este ceva complicat. Sunteți foarte cu minte, totul merge perfect până acum. O să vedeți imediat că se luminează, punem cristalinul în ochi, el se desface acum în ochi și... printr-un mic orificiu ajunge să se desfacă în ochi, este un cristalin special, operația este gata, extraordinar de cuminte a fost domnul, un minuțel acum,
Ați scăpat de ochelari, felicitări! Visul fiicei dumneavoastră s-a îndeplinit. Noi ne bucurăm că am putut da o mână de ajutor să facem o familie fericită. Pacientul de astăzi, de 42 de ani, poartă ochelari și vederea era aproape deloc, să zic, existentă. Nu vedea. Pentru cei de acasă care poate nu înțeleg cum se manifesta vederea, ce vedea exact domnul de astăzi, domnul Ciobi? O ceață de deasă, cum e? Vede o ceață, dar nu vede lucrurile clar, adică vede forme, dar nu conturat. Dar cum a fost la operație? Azi mai bine ca și ieri. Da? O fost mai ușor, da. Nu ți-a durut? Nu m-a durut așa tare. Și a fost curajos, din nou. Da? Da. Vezi acum are bandajul? Da, ce ciudat e. E ciudat bandajul? O să fiu și eu ciudat acum, că nu o să mai port ochelari. Așa e? Tati nu o să mai port ochelari de mâine niciodată? Nu știu. Dar o să știi. Mâine. Eu am crezut că mai poartă minus 1, minus 2. Nu. A treia zi a venit cu adevărată surpriză pentru familia Dorei. Haideți, pregătiți astăzi? Știam că vii să mă iei în brațe, știam că vii să mă iei în brațe. Mai ținite când ai fost la emisiune? Da. Ce-am promis noi? Că o să-l facem pe tati să vadă foarte bine, că o să-l ajutăm. Haide tati aici, felicitări tati! Cum ești? Sănătate! Asemenea și la dumneavoastră. Cum ești? Vino aici la mine în brațe! Ce faci? Cum ești? Ești bine? Da, sunt bine. Și ești fericită? Da. Vezi că practic ți-ai îndeplinit visul tău, ca tati să vadă și să fie operat, să scape de ochelarii aia și gata. Îți dai seama cum o să te vadă acum toate prostiile pe care le faci? Până acum știi cum e, mai făceai una alta, nu vedea, dar acum o să vadă toate prostiile. Adică și când o să-l bat pe fratele meu mai mic? Da, cred că da, și o să vadă foarte bine. Uite, a venit și Tudor. A venit și Tudor. El e omul care l-a operat pe tati. Da, știi? Știu, e super de treabă, nu? Da. Bate palma! Ce faci, Tudor? Dă-mi voie să te îmbrățișez și mulțumim mult de tot pentru tot ajutorul. Cu drag. Ți-am zis eu că știu un... suflet. Cum suntem? Bine, domnule. Ce ți-am spus eu ție? Că cunosc un doctor foarte tare, foarte de treabă și o să ne ajute să îl facem pe tati să vadă. Corect? Corect. Și ce crezi? Hai să-ți spun ceva. A comandat Tudor, așa îi zic prietenii, dar îl cheamă Teodor Holhoș. Dar Tudor îi zic prieteni și suntem și noi prieteni cu el acum, da? Știi ce a zis Tudor? A comandat în Germania cristalinul ăsta care este trifocal toric. Fii atent că învățăm amândoi oftalmologie. Bate cuba cu Tudor. Practic, voi doi ați reușit. Eu doar v-am făcut cunoștință. Ați reușit ca să-l faceți pe tati să vadă. Să vadă cum trebuie. Corect? Corect. Hai că mergem acum să facem... Opa. Stai așa să te aranjezi, mamă, ce frumosică ești, da. Haideți aici, mama, veniți lângă noi. Haide, mama, vino aici. Mama stătea acolo. Vino aici, mama, stai cu noi, să avem o familie fericită aici, da. Tu ai realizat toată povestea asta. Îți dai seama cât de tare ești? Da. Băi, tu ai făcut asta, să nu uiți. Bine? Bine. Și să nu uiți că ești foarte deșteaptă și foarte talentată. Și să te duci să câștigi la România o talent, da? Da. Să mergem înăuntru? Da. Hai. După tine. Bună ziua. Să luați loc, vă rog să vă așezați. Săruna, deși este a doua zi, pacientul deja vede. Noi, da. Ciobi, înainte nu vedeai nimic aici? Nu. Nimic? Nu. Și cu ochelarii vedeai greu? Nu vedeam. 6, 3, 4 nu vedeam. Adică asta nu vedeai nici cu ochelarii? Nu vedea nici primul rând, nici ceul mare. Nici ceul mare. Adică stai un pic, ăsta, că e destul de... ăsta nu-l vedeai? Nu. Adică dumneavoastră de foarte multe ori o vedeați poate și pe Dora, să vedeți în ceață, așa, păi da. Doar umbre. Mai precis, număra degetele în oftalmologie, așa este, numără degetele, recunoștea degetele aici la un metru. La 2 metri nu vedea dacă sunt 4 degete, 3, 1. Da, ideea e în felul următor, că pe lângă faptul că Ciobi nu vedea literele astea mari, adică vedea sub 5%, este faptul că el avea și o chestie, să nu avea un ochi normal, avea astigmatismul ăsta, nu? Avea astigmatism. Astigmatism înseamnă că ochiul este, în loc de rotund ca o minge de fotbal, e ceva ca o minge de fotbal american oval. De ruibii.
mai precis în formă de clepsidră. E deformat pe o anumită parte, un anumit meridian și bombat pe cealaltă. Deci de la vedere de 1%, deja a doua zi a văzut dânsul 50%. Deci mă, că nu vedea de la un metru câte arătai degetele și acum mai întreabă câte degete. Daddy, câte degete arăt? 5. Mă, ce înainte nu vedea de la un metru degete de oameni mari și acum suntem la 3 metri și ceva, păi vezi că nu mai poți să faci nicio glumă. Ia! Tati, câte degete? Ai văzut aici? 1. De data asta? 10. 10, pentru... De data asta? 8. Doar cu stângul, cu cel care a fost operat ieri, vreau să deschideți bine și să-mi spuneți de acolo, în față la panou, ce se vede acolo. Ce la panou. Perfect. O să trecem mai departe. Aici vreau să-mi citiți. Păi 5, 4, 8. Bine! Bravo! Asta e frumoasă. Ești cea mai frumoasă. Să știi că ești cea mai frumoasă. Hai, tati, spui, sunt frumoasă sau? Ești frumoasă, da. Ești, fă și o piruetă tu atunci, fac. Dar fii atent, eu zic, tati, zi-l-o mami că e frumoasă și că iubește. Zi acum, hai mami! Acum, da? Tati, repezi după mine. Zi. Te. Te. Iubesc. Iubesc. Mirela. Și acum prunci pe mami se repede. Vino, vino aici. Așa trebuia făcut testul, Ciobi. Uite-te aici. Ia uite-te. Testul așa se făcea. Arată Mirela degetele. Acum să vezi. Altfel vezi. Arată Mirela degetele. Câte? 5. Ai văzut? 10. Vezi? Foarte frumos. Acum mă zic. Uite, mami, o zic fără repetat. Ciobi, felicitări. Mulțumesc. Mulțumesc. Să ai o toată frumoasă, să vezi. Sperăm. Pune altfel de da. Acolo. Da. Felicitări, ați scăpat de ochelari. Mulțumesc. Și sănătate vă doresc. Piele de găină, ce mai? Iar acum vreau să vă invit să faceți și noastră cunoștință cu tânăra Dora, fratele Eduard și părinții Mirela și Ciobi, care ce credeți? Vede perfect! Să-i poftim alături de noi! Ce zici, fătul tău a făcut treabă bună? Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Haideți, luați un loc să trăiți. Ce faceți? Bine! Domnule, altfel vă stă fără ochelari, ați întinerit? Altfel vă stă fără ochelari, ce faceți, domnul Ciobi? Cum bine, sunteți? Bine, bine! Copii, haideți pe canapea, că am și o roșie și cozonac, să rămână mama! Ia. Cum e cu soțul de când vede așa bine? Fiți sinceră. Vede și prea bine. Vede prea bine acum, nu? Avem o problemă, vede prea bine acum, Ciobi. Haideți să luăm un loc acolo. Haideți, dumneavoastră. Dora, hai, așa, aveți loc așa, să avem loc toți. Hai. Ce faceți? Cum sunteți întâi de toate? Bine, bine, mulțumesc. Ați venit pe drum, ați mers ceva, dar vă mulțumesc mult de tot că acum mă uit la dumneavoastră așa și când v-am văzut la Cluj, atât cât era ochelarul de gros? Era mare? Păi, da, deci domn doctor v-ar putea spune mai exact, dar mare. Mare de tot. Mare. Și acum, vi s-a schimbat? Cum vi s-a schimbat viața? Că eu sunt foarte curios, adică ați scăpat de ochelari dintr-o dată. Păi, nu-i chiar așa de ușor să schepi. Da, este că ai purtat o viață întreagă. Și te-ai obișnuit cu ochelari. Și acum, toată ziua când mă trezesc dimineața, tot îi caut. Nu cred. Îi caut. Dependența aia, păi da. A stat până la vârsta asta cu ochelari. Da. V-ați dat seama că no, nu-i ușor. Deci, nici să-i porți, dar nici să schepi ei nu ușor. Dora, vede tati perfect acum, a? Da. Hai la mine în brațe, tu vino aici, fătul meu, vino la mine în brațe. Nu ți-a fost dor de mine? Zi-mi, n-a fost dor de tine. Vino aici, mă, ia stați aici, mă. Ăștia mici, oameni buni, sunt foarte fericiți pentru că tatăl lor vede foarte bine, iar tot acest lucru, să știți că a fost posibil și datorită, sau și datorită. Dora a venit ea cu ideea și a zis, bă, mă duc la România au talent să câștig, pac, și-l operez pe tata. Vede bine tate acum. Ești fericită tu? Sunt foarte fericită. Foarte, foarte? Sau cea mai fericită? Și foarte, foarte și cea mai fericită. Asta îmi place la tine. Dar știți ce vreau să vă întreb pe dumneavoastră, mama? Cum e acum? Am înțeles că îl puneți pe domnul Ciobi să citească chitanțe, mi-a zis colega mea. Cum e? Bine. Deci are chitanțe? Desez, da. Deci,
Cum vă dați seama că i s-a schimbat viața? Adică cum e, cum vede, cum e? Păi vede foarte bine acum. Și? Are chitanțe de la el? Vă puneți să citiți chitanțe de la el? Da, că toată dimineața când ne trezim, zice, mă, uite ceasul ăla, cât e ceasul? Înainte nu-l vedeam, știți? Cât e ceasul? Mă fac că nu-l văd, știți? A, uite-mă cât e, mă spun odată și îi spun. Bă, dar eu nu-l văd, mă, tu vezi mai bine ca mine, zice. Deci acum să dai seama că-ți probe prin casă, adică cât e ceasul, înainte nu vedeai ceasul deloc? Nu. Adică nici nu vedeați că aveți ceas acolo? Nu, era, da, îl vedea, vedeam, dar nu vedeam cât e ora, deci nu vedeam. Ce nu puteam să deosebesc, știți? Domne, felicitări, deci, gata. Și când își pune tate ochelare de soare, îți spune mami, bine, mă mai duc la mătușa mea, și când își pune ochelarii tati în fața lui mătușa mea, spune mami, nu crezi că seamănă cu Alain Delon? Hai, lasă-mă tu! Deci până la urmă tati seamănă cu Alain Delon acum cu ochelari de soare, nu? Da. Asta e treaba cât se poate de serioasă. Alain Delon, perfect, oameni buni, revenim în direct, stai să vezi ce se întâmplă. Oameni buni, avem o surpriză pentru Dora, pentru Edi ăsta micu și pupăcios și pentru Ciobi și pentru soția, pentru doamna Mirela. Imediat după publicitate revenim, o să vedeți despre ce este vorba, ne întoarcem în câteva momente, rămâneți cu noi în Vinerea Mare și practic ne dorim să simțiți și dumneavoastră binele asta pe care ne-am dorit mult să-l facem. Familia talentatei Dora și super medicul oftalmolog Teodor Holhoș povestesc cum este să fii atins de o minune. Imediat! Otmiela se pregătește de masa de Paști și face tot ce știe mai bine. Are rețeta de pască de la mama ei și o prepară cu strictețe și nici la vopsitul tradițional al ouălor nu stă mai rău. O vedem la treabă alături de colega noastră Gabi Marin, și ea expertă în tot ce-i bun-bun. Imediat! Ei bine, doamnelor, domnilor, vreau să vă spun că vine în platou principalul artizan al acestei intervenții chirurgicale, omul care i-a redat complet vederea, domnului Ciobi. Este unul dintre cei mai experimentați chirurgi oftalmologi din Transilvania și din România, dezvoltator unei mari rețele de clinici, doctorul Teodor, sau de ce nu, cum îi spun prietenii, Tudor, așadar, Tudor Holhoș. Mulțumim mult de tot că ne-ați ajutat să îndeplinim acest vis pentru copilul ăsta minunat. Eu vă mulțumesc. Și suntem în Vinerea Mare și am făcut o faptă bună. Să luăm în brațe. Tudor, îți mulțumim mult de tot. Uite acolo, să mergem. Gata, domnul Ciobi a zis, domne, vreau să dau noroc cu doctorul. A zis, domnul Ciobi, cum sănătate. Să fiți sănătos. Și mă bucur că v-am putut ajuta. Pentru mine e dublă satisfacție, și ca medic când reușești operația, când reușești tehnic să realizezi ceva, dar și omenește, sufletește când văd fericirea pe chipul unui pacient, pe chipul unui copil care se bucură că tatăl i-a scăpat de ochelari. Deci mă simt privilegiat să mă ocup de redarea sănătății pacienților din prisma medicului și a omului, mai ales în Vinerea Mare. Noi îți mulțumim mult de tot și ăsta loc să iei un loc cu noi acolo. Drag. Pentru că Tudor ne-a ajutat, oameni buni, să facem în așa fel încât Dora să-și îndeplinească visul mai repede. Ce zici, mă, Dora? Mai ții minte cum întrebai? Cum o să fie la operație? Cum arată sala de operație? Ce o să facă domnul doctor? Și uite, domnul doctor l-a făcut bine pe tati. Tare? Tare. Tare de tot? Tare tot. Pe aia ai adus-o pălincă la domn doctor? I-am adus la consultație. I-ai dat palincă? Păi domnul doctor... Dar nu am voie numai puțin, ca să nu tremure mâna. Nu, doar la consultație acolo, domnul doctor, hai să vă spun ceva. Se pregătește de triatlon acum, de ceva grav de tot, nu? Ei, nu trebuie nici prea mult, nici prea puțin. Ai dreptate, doar de curaj. Doar de curaj, așa. Dar vrei să spun ceva, las că dacă trecem noi pe acolo, mai bem noi câte o pălincuță de aia. Când vă treziți dimineața și n-aveți chef să vă treziți, hop! O pălincă? Pălincă, un părem mic de pălincă și vă reveniți. Alerg mai bine. Bravo tu. Dar tu de unde știi toate chestiile astea? A
Așa știu eu. Așa, da, e vorba din carte. Perfect. Mulțumim mult de tot, în primul rând, că ai răspuns telefonului nostru, pentru că na, nu e ușor, e un cristalin care de fapt s-a comandat din, a durat ceva timp comanda lui. Mă tot uit așa să văd dacă se vede ceva de asta, însă așa atent și perfect. Și un cristalin comandat ca să poată să vadă și de aproape și intermediar și la distanță, corect? Este un cristalin special, e particularizat. La fiecare pacient care face această operație se măsoară ochiul la micron, curbura corneei, lungimea axială și pentru fiecare pacient e customizat. Aceste detalii sunt trimise firmei producătoare, le customizează și în funcție de sferă, cilindru, că domnul a avut și cilindru, am comandat cristalinul care să îl scape de tot de ochelari și la distanță și la intermediar și la aproape. Cristalin trifocal toric. De asta, pentru că dumneavoastră, domnule, purtați ochelarii ăștia de când? De la ce vârstă? Toată viața ați purtat. Da. De copil. De la 9 ani. Dar dacă dumneavoastră vă luam ochelarii și vă lăsam în mijlocul Clujului, să zicem, sau nu vedeați nimic, a? Vedeam, dar nu mă descurcam. Deci nu mă puteam descurca. Că poate oamenii nu-și dau seama cât de mari erau dioptriile astea. Adică păi oamenii nu pot să perceapă, deci, știi ceva? Când vezi, ai impresia că nu poate să fie. Nu poate să-și dea nimeni seama că nu a trecut până așa ceva. Numai exact. Cine trece ala poate să-și dea seama. Și nici acum nu vine să cred că eu văd fără ochelari. Cei care n-am văzut cu ochelarii. Deci nu mă înțelegeți. Deci cu ochelarii n-am văzut cum văd acum fără ochelari. Nici cu ochelarii nu vedeați cum vedeți. Da. Aceste cristaline toată pe viața lângă ta să fie așa, adică asta mi se pare foarte. Vreau să fac un experiment. Stai o secundă, că am o idee. Tudor, poți să-ți iau puțin Batista? Da, te rog. Promit că o aranjez la loc. Vreau să încerc să fac ceva. Vreau să văd dacă se poate, nu știu. Ia să vedem. Prin camera asta, să vrem o pânză albă, ceva. Vreau să fac întuneric, ca să vezi cum se vede. Nu-i bună pânza asta. Stai, ai Greta o pânză albă, ca un tifon. Ca și vreau să văd cât de... Gata, uite, perfect. Ca să văd cât, cum se vede, cât de înceață se vedea. Cum era fără ochelari? Că oamenii nu pot să perceapă chestia asta. Nu. Deci nici nu poți să-ți dai seama când, după ce, bineînțeles, dacă operația reușește, să vezi clar. Deci nu-ți vine să crezi ca om care ești în situația asta. Nu-ți vine să crezi. Deci, când a fost Dora la România, au talent, și când a spus ea pe scenă că își dorește să câștige premiu ca să vă facă pe dumneavoastră să vedeți, știați că asta își dorește? Păi da, nu, că e ascuns, tot timpul ascuns. Deci ea de la vârsta de 6 ani, eu mă duc mami la România au talent și zice maică sa, unde mergi tu la România au talent? Acolo las... merg doar artiști. Zice, dar acolo nu ca tine așa mici, lasă că... Nu, zice, eu vreau să mă duc acolo. Și? Seama. Și nu ne-a zis că ea ce vrea, nu. Deci ea a ținut un secret în ea. Stați un pic. Ea practic a ținut secretul în ea, da. Că se duce la România au talent, da, dar nu știați că vrea să câștige, că să vă opereze pe dumneavoastră. Păi nu, că asta, că nu ne-a spus că vreau ca să îți plătesc operația sau... Nu. Deci a ținut în ea, v-ați dat seama. La nimeni. Deci așa secretist a fost, la nimeni nu a spus. Deci ea practic vă spunea că vrea la România au talent, dar nu știați de ce. Nu. Ea vrea să câștige banii ca să vă opereze pe dumneavoastră, să exact, vedeți. Da. E la vârsta de 6 ani când o mers la Canto, ea cu ideea asta, cred că o mers, că de-aia mă duc. Tare de tot. Fii atent, vreau să facem, domnul Ciobi, un experiment. Tudor, să stai mai așa în camera să te vadă o Românie întreagă, că ne-ai ajutat aici să facem fapta asta bună. Ciobi, fii atent. Vreau să te uiți acolo la televizorul ăsta din fața noastră, da? Și noi cu camera să facem anșarf, adică nu mai pune o pânză aia, să încețoșem imaginea cât de mult ca să vedem cum vedeai tu. De exemplu, uite, hai la prim plan. Pune pe cine? Pe Dora. Pune pe Dora camera. Uite, punem pe Dora camera, pe familia ta, da? E familia ta, da? Acum. Și noi începem să facem imaginea din ce în ce mai înceață, ca tu să ne spui cum vedeai atunci, să înțelegem. Deci cu ochelari? Fără ochelari. Vedeai așa? Nu. Nu vedeai așa? Mai înceață, ia. Deci dacă facem mai înceață, îi vedeai așa? Nu. Deci noi, practic, acum încețoșeme... Cam așa. Deci tu așa vedeai fără ochelari? Fără ochelari, da. Mamă, și cu ochelari cum vedeai? Ia să vedem. Cred că e prea mult acum. Nu, mai cam, jos. Cam așa, da. Cam așa. Și acum cum vezi? Da. Ia să vezi. Așa? Mai văd, mai... Perfect. Mai bine de atât, da?
Acum, da. Acum, n-avem noi camere să arătăm cum vede acum Ciobi. Incredibil, incredibil. Mulțumim mult de tot. Eu știu că tu, Tudor, faci chestia asta, operezi mereu. Dar pentru noi o satisfacție atât de mare, pentru că, nu știu, e și Vinerea Mare, e și înainte de Paști și simțim că s-a întâmplat așa o treabă minunată, să știi. În general, rolul medicului e să ajute cât poate, când ne pricepem, e să ajutăm. Și când reușim să ajutăm, este practic că simți așa că sufletul ți-l hrănești pe lângă partea profesională. Și oarecum asta îmi dă putere să merg mai departe, pacienții pe care îi văd fericiți și când știu că tehnologia ne ajută și putem să facem atât bine, îmi dă satisfacție și putere să merg să operez în continuare. Știi care e chestia? Nu doar că îi vezi tu, bine, acum te văd și ei pe tine și da. Lucrurile sunt perfect. Da. Eu îți mulțumesc chiar mult de tot și mă bucur pentru că, uite, în Vinerea Mare, la povestea asta asistă și cele două fete ale tale și soția ta, Andra, care e acolo și care și a fost operată. Salut. Și uite acolo, ești cu Luana, mâna sus! Luana. Mâna sus, ea e Luana. Câți ani ai, Luana? Stai că avem un microfon acolo, aveți un microfon pe... Câți ani ai? 7.5. 7.5, bravo! E soția ta, Andra. De cât timp sunteți căsătoriți? Deja de 20 de ani. De 14 ani suntem căsătoriți. De 14 ani căsătoriți, de 20 de ani împreună. Da? Da, e aproape același lucru împreună. Da, exact. Mai... Andra, cât de des lipsește de acasă pentru operații? Zilnic. Zilnic. Dar și soția mea a beneficiat de aceste operații. Și te vede cu alți ochi acum. Da, am operat-o acum mai bine de 6 ani și a scăpat de ochelari. Și eu nu doar recomand pacienților, chiar aplic și membrilor familiei. Adică chiar cred în aceste operații. Și acolo e Alesia. Alesia, câți ani ai? Eu am 10 ani. 10 ani. Mulți înainte. Eu mă bucur că, uite, de Paștele ăsta suntem cu toții împreună aici, pentru că mi se pare foarte puternic așa, știi? La urma urmei, cu toții suntem cu familie, cu copii, cu părinți și ne dorim să fie cât mai bine. Și suntem chiar bucuroși, fericiți că am putut să facem treaba asta. S-a declanșat așa o stare de aia de căscat acum la platou și de la Dora și de la... toate, perfect. Super tare. No. Andra, ai un soț minunat. Știu. No, bine. Știu. Adică știu. Vreau să ne spunem oamenilor, la Cluj când ne-am văzut, v-am zis să luați ochelarii să dați cu ei de pământ. Nu. Și ce a zis? Că nu? Nu, că am zis că nu. De ce? Pentru că m-a ajutat. Păi da, dar nu vă mai trebuie niciodată. Nu mai îmi trebuie atunci dacă domnul doctor m-a ajutat să-l uit și pe dânsul. Deci ochelarii aia, practic, vă aduc aminte și de domn, exact, doctor și de și viața domn noastră. Și e viața mea, da. Câți ani aveți, domnul Ciobi? 56. 56 de ani, mulți înainte. M-a șocat, știi ce m-a șocat, Tudor? Că Ciobi zicea că se trezește dimineața și instinctul e, îți dai să mai purta 56 de ani ochelarii, să-ți cauți ochelarii. Da, asta o să deci... mai fie o perioadă, dar e normal și... Pacientul cu atât e mai fericit când își caută ochelarii, dar vede prin casă să-și caute ochelarii. Dar ce poți să faci acum și nu puteai să faci înainte? Păi, v-ați dat seama, dacă mergi și cauți ceva și nu-l vezi, îți trebuie lanternă, să zic așa o chestie, ziua îți trebuie lanternă, un pic întuneric îți trebuie lanternă, nu-l vezi. Acum mă duc fără lanternă și îl găsesc. Tu și ziua făceai lanternă ca să ai lumina, da, mai puternică. Seama, da. Deci vorbesc într-un garaj sau undeva un pic mai întuneric, mergeam cu lanterna. Chitanțele le citeai? Da. Nu, nu există așa ceva. Am întrebat de chitanțe pentru că soția mi-a zis că acum citește bine, cum e? Da. Da, citesc, da. Acum cred că poți să citești o carte, liniște, poți să uiți și la televizor. Da. Și mi-a rămas în cap că te-a întrebat Dora atunci la operație ceva, Ciobi, și a zis: tati, mă vezi frumoasă? Eu, da. Și cum o vezi? V-ați dat seama, acum mai frumos o văd. Eu zic, am gând că mă vede mai urâtă. Cum? Că mă vede mai urâtă. Cine ți-a zis? Așa zici tu? Da. Nu e tu, că ești foarte frumoasă și știi asta. Bine, așa zic eu. Și tati, după ce am venit de la Cluj, în casă ochelari, afară ochelari. Cred că
O vrut să-și pune ochelare și când a dormit. Din obișnuință aia, nu? Da, mi-a dat domnul doctor de soare. Da, de protecție. Da, ia, mai aici azi cu mine. Că e de alendelon? Da. Vreau să vă întreb ceva, dar să-mi neaudă soția. A început să fie geloasă? Lasă așa. A, domnul Ciobi? Nu știu, întrebați-o pe dânsa. Da? Perfect. Tudor, mulțumim mult de tot. Cu mult drag. No. Și ne bucurăm că am făcut împreună povestea asta de Paști. Andra, ai un soț minunat. Luana, Alesia, vă fac cu mâna așa. Mulțumim. Și vă pup și mulțumim mult de tot. Tu să te duci la România, mulțumim. O tale mai departe, să faci senzație acolo. Bine? Bine. Hai. Vă pup mult de tot și vă mulțumim mult de tot. Noi mulțumim. Mulțumim, mulțumim mult de tot. Și la dumneavoastră și la domnul doctor și la... Mulțumim mult. Toată lumea cine ne-a ajutat. Dora, ea a fost principal. Mamă, m-a impresionat. De ce ea vroia să participe la România au talent și nu ne spunea părinților de ce? Doar ca să câștige și să-și opereze tată. Tudor Holhoș, mulțumim mult de tot. Teodor Holhoș, mulțumim mult de tot. Copii, vă mulțumim mult de tot. Mulțumim și noi. E vinerea mare, așadar ne simțim așa de bine că am făcut o faptă bună și dumneavoastră puteți să faceți fapte bune.